Sărătoare Brisbane în la noi pe sub. Băi, eu sunt de acum cu fratele meu, Shaolin. Da, asta ne-am făcut noi acum, repede. Băi, s-a dat un nou update foarte mare la One Tap. Suntem acum cu Dacia, Masaba ne mă lipsește, noi și Ninja Jack, Ninja Jack Sparrow ăla, știți voi, Samurai Jack. M-am dus aminte de el și mai suntem tot la fel. Băi, fii atent. Cu noul update a venit foarte multe chestii care sunt și folositoare în același timp. Am zis că hai să vă fac și vă un videoclip. Băi, sunt pe serverul Anta, pe România Roleplay, vă aștept și pe voi. Eu abia de m-am trezit. Am zis că hai să filmez un episod. Dacă tot... tot m-am apucat de chestia asta, nu? Ce cu Dacia, abia ne-am cumpărat-o. Numărul de Arad. Cu luna nu merem, cu paracheta nu merem, dar nu e o problemă. Băi, ajungem imediat acolo. Trebuie să mergeți prima dată după ce vă... După ce ați intrat prima dată pe server, pe undeva pe aici, cred că pe aici a fost vechiul showroom. Acum nou showroom pe undeva pe aici, cred că ar fi cam pe acolo, mă rog. După aia te duci frumos aici, am înțeles. Deci frumos la clădirea asta roșie, îți iei jobul, că așa cum nu mai e pe level, nu mai e deloc nimic, e perfect. Deci acolo ți-au luat jobul de pescar, recomand. Și vin locația asta. Noi. Hello there. Pe aici suntem. Vin locația asta. Ai stat. Ai farmat. Cât să zic eu. Mă. Trebuie să stai destul de mult. Adică, un exemplu. Trebuie să pescuiești. Și foarte, foarte multe update-uri s-au mai băgat pe lângă chestia asta, care acum e cea mai bună OP, să zic așa, cea mai bună, e paintball. Paintball, cu ce te poți juca cu prieteni împreună. Și na, atât că trebuie să lucrezi acum, deci acum trebuie să lucrezi pentru o altă casă, pentru mai multe chestii. Mai am să pun și Discord-ul lor în descriere, ca tot timpul, ca mereu, da. Mă, atât că... apropo, mă, stai că vă arăt imediat ceva. Să-mi sper să-mi aduc aminte, să nu uit așa ceva. Ceea ce e important, că veniți la pescar. Mai este încă un job fermier, parcă, care e cel mai ok. Dar dacă vii aici la pescar, pe la ora 12 după masa, 1, cam de acolo, bine, depinde, în weekend poți să vii. Și vedea de foarte multe persoane care sunt aici, poți să vorbești, poți să te distrezi cu ele în timp ce faci acest job, fiind el din caracterul ce cam ai observat de ea deja de ieri, că la acest job să mai vorbește și orice. Mă, nu știu dacă e cineva. Dar de-aia am și ales să fac acum videoclipul, că e prea dimineață. Ia, văd pe cineva acolo. Apropo, cel mai important lucru, nu cum faci ăla. Dai pantaloni în jos. Mă scuzați, cred că o să pun plus 18 eu și fratele meu ninja. Ar fi rulez pe SLSM. Pune hainele în mașină, dar nu merge deocamdată. Asta e. Și vii locul ăsta sau colo dincolo, este aici ponton pescărie și a început munca, guys. Nu aveți altceva ce făcut. Stai aici, stai și tot stai. Și la un moment dat vei vedea că mai stai prea mult. În exemplu, ai vreo 18-10, care nu știe. Aici e foarte bine, după ce ai terminat ce nu ți-e mult, 20 de secunde, 30, cam așa. Aici e cum pai cât mai mult. Acesta e sunetul.
Tăcă, 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 ca la pește. Oricum trebuie să mă duc și eu acum acolo că să le dau pasta. Tot apeșe, știi? Spamez eu. Vom sta aici un pic. Locația asta de a început să fie foarte cunoscută. De când s-au făcut noul update. Și că acum poți să spargi magazine, gen, din câte am înțeles. Gen, te duci lângă un magazin și, a, uitați, deja vă dă și checkpoint-ul. Trebuie să vă duceți aici după ce ați avut, dar aici trebuie să ai și răbdare, adică na, nu e. Uitați, la magazin, am înțeles. La magazinul ăsta de aici. Da, tot mă bag acolo. Abia că merge și o să vă arătăm, probabil. Hai să mă duc repede acolo. Hai, bro, mai dai ultima dată. E cât am înțeles, un anumit pește somon, parcă dacă prinzi, îți dă mai mulți bani. Bă, nu știu, chestia asta am auzit-o și eu de la alții. Avem, atât ne-a ajuns, asta e. De tare. Am înțeles, stai că... Dacă trebuie să iau și hainele de aici, că dacă nu m-am scus. Am pus niște bocanci aici, zici că eu și parmata. Da, cam atâta. După aia vă luați după... Bine, trebuie să mergeți să vă luăm o mașină. Mașina de început, Dacia Logan, nu costă mult. 10.000, cred că 12.000 de început, sau cât mai, cât ai, că nu mai știu nici exact. Hai să mergem acum să vedem chestia aia cu magazinul. Deci, poți să spargi mai nu magazine. Alimentare de asta micuță nu trebuie neapărat să spargi. Poți să-ți faci clanuri. Din câte am înțeles, încă nici eu nu sunt sigur cu chestia asta și accentuez că propoziția asta nu e sigur. Nu sunt sigur că poți să-ți faci clan, din câte am înțeles, sunt împreună cu prietenii tăi și ce că clanul e mai șmecher decât... asta, nu, uite, magazin alimentară și merge în spate. Și aici, aha, ia, vedeți? Apasă pentru... Am înțeles. Stai că nu mai mi dă. Frate meu ninja. Apasă pentru a șefui magazinul. Da, asta e numărul. Și... Da, în început te duci. Dar, din câte am înțeles și chestia asta, trebuie să suni la poliție. Gen... Răscumpărare ceva. Sau... Cum ar fi... Mă, cam așa ceva, gen... Mergi să suni la poliție că... Ai jefuit? Nu știu, aia trebuie să mă mai intereseze. E un nou update la ceea ce trebuie să mă interesez foarte, foarte mult. Deci, ținând cont, acum mergem să ducem pești. Bine, nu știu dacă mi s-a pus ce de ieri, pentru că am ieșit aseară. Am făcut câțiva aseară și e 6.000, 7.000, depinde, depinde. Deci aici depinde. Hai să vedem acum de astăzi. Că s-a mai updatat, s-a mai dat un anunț, n-am vezi că nu știu cum, nu știu ce. Ok. Hai să vedem acum care e toată faza, mă. Să vedem câți bani primim. Să mă, nu ăla, din păcate, nu l-am. La 6.000 pe bucată. Că dacă e... Totuși, dacă e vă 10 bucăți, cam te scos cu niște bănuți. Bine, din câte am înțeles, e foarte rar de prins. Na. Acolo sunt băgat, cred că, toate jobul de petrolier. Ceea ce e job legal, deci nu e ilegal. Atât că nu, Dacia, un exemplu, trebuie să te comporți bine, mă rog, să nu mergi prin toate munți, să nu e pe munți, că nu e roleplay deloc. Bine, nici ce fac eu acum nu e, că mă duc cu 60-70 prin copeaua asta. Era să fac de mămăligă. Nu, no, merg la Shaolinul ăsta. Băi, dau vodou. Băi, îți dau vodou. Nu, no, apa ai apăsat T, ai vândut 3479. Atât am avut eu acum. Nu sunt cine știe ce. Data trecută am primit mai mulți. Și tot la fel. Ai ajuns aici, te duci înapoi în locația asta și ai dat drumul.
Băi, nu știu, dacă ți-a plăcut acest episod, te-a fost un happy, te aștept să vă luăm pe România Roleplay, facem un roleplay, facem ceva și nu uitați de butonul ăla de like, subscribe. O zi frumoasă să o vezi și vei vedea că nu vei păsa pe episodul, dar dacă vei păsa pe un început de săptămână frumoasă, să aveți. Băi, poate n-am zis bine, poate n-am zis rău, nu contează. Vă am pupat, pa!